Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, a anunțat că în perioada 16-22 septembrie, pentru marcarea Săptămânii Europene a Mobilității, primăria invită toți sucevenii să folosească mijloace alternative de transport, organizând un concurs cu premii, constând în vouchere ce pot fi folosite pentru aplicația Suceava EcoRide. Primăria municipiului Suceava, prin Direcția de Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport, promovează și susține formele alternative de transport ecologic, implementând proiecte prin care au fost achiziționate autobuze, biciclete, trotinete electrice și stații de încărcare pentru mașini electrice, puse la dispoziția cetățenilor. Participanții la concurs trebuie să respecte următoarele reguli: să adauge un comentariu la postare cu o fotografie sugestivă, împreună cu trotinetă lângă un obiectiv turistic din orașul Suceava și să eticheteze doi prieteni care folosesc sau doresc să folosească trotinetele electrice, să dețină un cont activ pe aplicația Suceava EcoRide, să dea like and share paginii de Facebook a primăriei municipiului Suceava. În fiecare zi, în perioada 16-22 septembrie, se vor oferi câte 5 vouchere în valoare de câte 50 de lei, reprezentând 5.830 de minute de funcționare. Fotografiile câștigătoare vor fi afișate pe pagina de Facebook a primăriei.